La piața centrală ar putea fi construită o parcare multietajată. Mai exact, autoritățile municipale vor ca în locul tarabelor meșteșugărești să fie construită o clădire unde șoferii să-și poată lăsa mașinile, iar comercianții să-și vândă marfă. Costul proiectului se ridică la 10 milioane de lei, iar documentul a fost supus consultărilor publice. În locul acestor tarabe, municipalitatea planifică să ridice o clădire cu 600 de spații pentru comercializarea mărfii. Mai mult, aici vor fi și 380 de locuri de parcare, dar și o suprafață de 600 de metri pătrați pentru birourile administrației. Costul estimativ al proiectului este de circa 80 de milioane de lei. Vor fi cămeri de păstrare în subsol, vor fi amenajate la parter locuri de comerț, tarabe. Parcarea o să fie evident cuplată. Pentru implementarea proiectului sunt necesare investiții de milioane. Cu toate acestea, autoritățile nu intenționează să încheie un parteneriat public-privat. Odată ce veniturile întreprinderii nu vor fi de ajuns, putem aplica la un credit, finanțare din buget, după caz, din sursele proprii realizate din rezultatul activității operaționale. Unii comercianți susțin conceptul de modernizare a pieței centrale. Am vrea să fie tot confortabil, cald, nu, lângă iarna, dar și bine. Când plouă, mai corg în cap, mai deasupăm și noi câte o leagă. Fiecare vrea să fie ceva mai frumos, ceva mai convenabil, mai plăcut, cum s-a spune, ca fiecare om. Nimeni nu vor ca să meargă, cum s-a spune, ca la mai murdar ca la porc în goșneață. Iar cumpărătorii spun că sunt nevoiți să caute minute în șir un loc de parcare. Cam greu, că cu lucru și nu avem un parcare. Dar ați fi gata să achitați o taxă pentru locul de parcare? Desigur. Cam cât? Nu știu, 5 lei, jumătate de oră, cât va fi bine. Totuși, alți comercianți sunt mulțumiți de condițiile actuale, chiar dacă tarabele sunt vechi și își vând marfa în ploaie sau în frig. Cum ați hotărat conducerea, așa și bă. Nu e tot una. Nu mă sunt nici scoat pe noi, dar nu e tot una așa că o să. În acest an, autoritățile municipale au aprobat un concept de modernizare a pieței centrale, care urmează a fi implementat în decurs de 4 ani.